pe Cel care ne-a chemat, pe Cel care ne-a arbonit la luptă, pe Cel care a fost cu noi până aici și nu ne-a lăsat să fim biruitori, dacă ne-a scos biruitori, Domnul să fie binecuvântat, nu să fim biruiți, pentru că cei care sunt biruiți n-au succes. Dar noi îi mulțumim că Dumnezeu ne-a ajut, dar că noi să fim biruitori, să putem înainta, Domnul să fie binecuvântat. Acum spun bilei, vrem în continuare să ne mai rugăm Domnul. Amin. Vrem să ne rugăm și să ne rugăm. Cum spuneam, cel mai important în viața unui credincios este rugăciunea. Rugăciunea, dacă ne putem deschide inima, dacă ne putem preda cu totul mâna Domnului, Domnul face lucrări mari la rugăciune. Domnul să ne binecuvânteze. Lucrează Dumnezeu și la predică. Lucrează Dumnezeu și în cuvânt. Lucrează Dumnezeu. Pretutindenea. Dar noi, ca să putem beneficia mai sigur de promisiunile Domnului, trebuie să rămânem în rugăciune, să intrăm întotdeauna în audiență la Dumnezeu și Domnul este acela care întotdeauna, ori de câte ori batem, El ne deschide. Domnul să fie binecuvântat. În ceea ce urmează, dăm la fratele Vasile să ne mai cânte o cântare.